Ne-ai adus aici 12 ore, unde lucrezi, domnule, 12 ore? Unde nu, ai pomenit? Nu, 16 ore, mă, cu ceva. Unde se lucrează asta? Da? Lucrezi păi 16 ore. Păi ne ții cu japca, bă, tu ce ești? Bă, zici, bă? Tu ești, bă, cu mine? Cum vorbești? Bă, dar tu ești, bă, cu mine? Noi, ia uitați în Germania cum se vorbește. Ia, distribuiți mai departe. Respectăm, în primul rând, că nu suntem sclavi la nimeni. Muncitorii sunt nemulțumiți și de faptul că nu se află în posesia buletinelor lor. Dă-ne toată buletinele, da, unde ai pomeni? Păi dă-le, bă, nu plec, mai. Păi de o lună ai buletinele. Nu plec, nu. Zi să mor, tu că nu plec. Să moră dacă plec. Bă, te-am adus sclav? Dar ce m-ai adus, bă? Băi, omule, stai 12 ore, să muncesc 12 ore. Băi, ți-am zis clar, nu vrei să stai la muncă, te duci acasă. Băi, unde că buletinul ai luat, băi, omule, ce dracu ne luăm aici? Deci eu nu te-am adus pe tine ca să nu câștig bani. Eu am înțeles. Tu n-ai venit în Germania să muncești pentru mine. Eu înțeleg. Bă, tu n-ai venit să muncești pentru mine. Eu înțeleg treaba asta. Tu ai venit pentru tine, mă, pentru familia ta. Eu înțeleg treaba asta. Deci e clar. Mai mult, muncitorii pot încheia luna cu salarii de mizerie. Băi, ne poți să ai 50 de euro salariu. Și spun și de ce poți să iei. Pentru că tu ai venit cu mine, cu mașina mea, da? Da. Mi-ai plătit mie, da? 200 de euro că te-am adus în Germania, da? Eu nu, am plătit la șoferul. Am venit la șoferul. Dai numai un pic. Tu ai venit cu mine, da? Tu ai venit cu mine, cu mașina mea, da? Eu ți-am ție 200 de euro. Da. Tu ai venit aici, n-ai avut bani, da? Mi-ai luat în prima săptămână 100 de euro avans. În a doua săptămână mi-ai luat 100. Păi de unde 100? De ce bagi acum de asta când nu s-o văd? Noi când am venit aici, corect ar trebui, nu? Să ne facă și nouă, să ne spună, bă, n-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta. Bă, noi? Și nu v-a zis nimeni nimic? Nu. Așa. Nu ne-a instruit nimeni. Am ajuns protecția muncii nimic? Că nu, cum se nu face? Nu zis de amenzi, atât. Am stat, am pus lada roșie pe jos, vin colegi de-ai mei, nu mai pune lada pe jos că-ți dă amendă. Așa. Nu călca pe palet că-ți dă amendă. Păi dacă nu ne dă, ni se dă amenzi, ce vorbesc ăștia pe noi, de ce ne-a făcut cineva instruire? Așa, bun, și nu v-a zis nimeni nimic? Nu, jur dacă a zis cineva.